Să nu zic că și mie cineva, care-i toată treaba asta cu vlogger, influencer? Cum stă treaba când nu ai nimic de zis? Sau când tot ce zici e legat de superficial? Unde e influența în toată chestia asta? Și când te gândești că urmărești atâtea conturi și ori distribui aceleași poze, că sunt genul ăla de conturi aspiraționale, care iau poze de la alții și le dau mai departe și toți practic dau exact aceleași poze. Deci urmărești 10 conturi care pun aceleași poze, ori oamenii în sine, cel puțin în online, sunt trași la Xerox, clone. Băi, dacă n-arăți ca restul, nimeni nu e curios de tine. De ce ar fi? O chestie pe care o urăsc e să mă piaptăn și tot părul ăla să ajungă pe jos. Mersi, chiar nu-mi place să știu că îmi cade tot părul pe jos. Prefer să-l adun undeva frumos și după le arunc. Sau pur și simplu mă piaptăn direct deasupra coșului de gunoi. A ieșit simpatic machiajul? Până și părul stă bine, deși nu e proaspăt spălat, dar chiar stă bine. Lucios, fericit, cum e el mai nou, arăt și eu prezentabil, că altfel nu te-ai fi uitat la mine, așa-i? Deci, pentru față am folosit fondul ăsta de ten, care e drăguțel. Așa, am pus și puțin concealer, ceea ce de obicei nu puneam, însă avem nevoie puțin să mai deschid situația, că mi se pare că aveam așa fața foarte întunecoasă doar de la fond de ten. Și am pus și puțin dermacol, unde am eu lepete roșii despre care vă zic tot timpul. Și vă zic sincer, chiar m-am piscălit înainte să mă apuc de filmat. Pe sprâncene am folosit pomada asta de la Revolution și da, toată lumea zice că nu se mai poartă sprâncenele alea așa foarte grafice și foarte perfect făcute, dar ia uitați ce simpatice au ieșit. Mie îmi place, adică în vârf le las ceva mai naturale și atunci doar colțul îl fac mai grafic, mai evidențiat, dar în rest așa pe total arată chiar foarte fain. Cel puțin mie îmi place. Și da, am șters oglinda asta, dar evident, când te dai cu fond de ten și o învârți, că știi, când stau așa, am umbră într-o dungă și o întorc atunci spre lumină și pun mâna pe ea și toate cele și se murdărește iar. Am șters-o și pe asta mare, că odată trebuie numai să dai cu un ceva, am ăsta de păr aici, de mă mai pufăi cu el, iar am pus niște șampon uscat aici la rădăcini fix în față. Evident că orice pufăi, orice pudră, orice aplici, fiind oglinda fix lângă, se așează direct, că unde altundeva. Bun, după care mai avem în felul următor. Treaba asta pentru față, dar nu cred că pot să o deschid. Au, cu o singură mână. Ia uite, așa arată. Zilele trecute am folosit și nuanța asta mată pentru contur. Poate că ar fi puțin cam prea movulie, cam prea rece nuanța pentru contur. Funcționează, însă trebuie să lucrezi foarte fin. Dar în rest, restul sunt faine. Îmi plac blush-urile, îmi place bronzerul ăsta super lucios. Iluminatorul, din nou, fiind o treabă albă, poate fi ușor prea mult, dar totuși l-am aplicat că da, îmi place iluminatorul. Iar mai apoi, pentru ochi, am folosit paletica asta micuță de la Rimmel. Pasta pot să o desfac cu o mână, dar nici pasta nu pot. Mai bine. Ia că tu. Se vede și unde mi-am băgat degetul în nuanța asta așa și am constatat că e un fard chiar pufos ca textură. Vedeți că rămâne și implantat degetul acolo. Și cel mai mult am folosit nuanța asta de maro, care mi se pare că arată foarte fain și se și blenduiește foarte bine. Se blânduiește chiar foarte ușor. A, da, și pe buze am aplicat creionul ăsta de la Bourjois și mi-am colorat și buzele cu același creion și nuanța este 10 Borderline. E un fel de burgundiu, că tot e septembrie mai nou. S-a dus vara asta, nici măcar n-am apucat să mă bucur de ea și am o criză existențială. Se vedea vlogul acesta.
Și peste am pus puțin din liptopărul de la Revolution, care în prezent văd că nu e pe 1000 în cosmetice, de acolo o am. Și eu am mai tot pus link-uri, dar dacă nu e pe stoc, n-aveți cum să dați de el. Sper să le readucă pe stoc, era în două nuanțe și chiar îmi place foarte, foarte mult. Știți, m-ați văzut că l-am pus și pe obraj și pe pleoape și peste tot, că lucește foarte bine. Și ținuta mea foarte fancy, șmenzi aici de față, o pereche de colanți lungi, care am cumpărat chiar ieri din Jumbo. I-am și rupt de altfel fix aici în partea de jos că mă strângea. Adică le luam pe tine și te strângeau pur și simplu în zona asta. Fabricația îndoielnică. Asta e motivul, pentru că de altfel sunt chiar largi în partea de sus. Largi bine de tot, de sunt în stare să cadă de pe mine. A, da, și mi-am luat și bustieră. Are și asta niște decupaje. Am vrut să fac așa ca un fel de mix set. Da, ce a ieșit. Oricum trebuie să port mai eu pe deasupra ca să nu răcesc. Că știi, când îmbătrânești, ți-e cam dor șalile. Așa că iau și mai eu pe deasupra. Trecând de machiajul pe care mi l-am făcut eu astăzi, care e demn de scos la o cafea. Degeaba, că nu plec nicăieri. Toată ziua o să fiu acasă. Și am simțit nevoia să încep așa un vlog, tocmai pentru că nu prea am vloguit în ultima perioadă și cum nu prea am vloguit, am avut așa o senzație, un gol în sufletul ăsta meu, că, bă, eu nu vloguiesc, gen, daily vloguri din astea, așa. Bine, nu că ar fi viața mea, nu știu cât de interesantă ca să am ce arăt. Ha. Și tocmai de asta mă te gândeam, până la urmă, noi ce tot arătăm în vlogurile astea? Și stai că eu nu fac produse terminate și cumpărături alimentare. Dar ce arăți în produse terminate? Poți să faci mai bine un review specific la produs și cine caută un produs specific vede review. Ce vedem la un produs cu noi? Dar stai că apoi îmi vine altă gând în minte și mă gândesc, dar stai, toate chestiile astea, indiferent de ce produs e, de cât costă, de unde e luat, sunt niște superficialități. Literalmente niște superficialități. Să stai să te machiezi doar ca să accepte cineva modul în care arăți, că arăți mai prezentabil, că porți machiaj, am un fir de păr prins pe buze. Așa, în fine, doar ca să te machiezi, ca să te accepte cineva, din nou, mi se pare o chestie foarte superficială. Cine vrea să te accepte, te acceptă și fără machiaj, și cu coșuri, și fără sprâncene. Tocmai m-am descris pe mine fără machiaj, apropo. Deci, da. Atâtea gânduri dubioase îmi trec în ultima perioadă prin minte, atâtea gânduri pe care, știi, în mod normal nu le-ai pune pe internet din simplu fapt că poate sunt negative, poate că oamenii se întristează când văd așa ceva, oamenii când intră pe internet vor să vadă chestii pozitive. Dar nu știu cât de pozitiv e până la urmă să vorbești doar despre chestii superficiale, gen modă și machiaj. Hai să vorbim și despre chestii serioase. Dar apoi stau și mă gândesc, pe cine interesează chestiile serioase? Momentul ăla când te învârți puțin pe aici, prin jur, să vezi dacă nu e nimeni, că n-a vrei să te pui să vorbești singur cu o cameră. Hai să vă arăt niște chestii mai serioase, așa zise, serioase. Bun. Am telefonul, am aici o lentilă din asta super micuță, e luată din Jumbo, chiar am făcut un... Ce e chestia aia? Un reel. Ați auzit și voi cocoșul. Deci cocoșul ăsta e retardat, sare pe mine când ies afară și mă enervează. Nu pot să deșurubez treaba asta. Dar taci, cocoșule! Deci treaba asta, am reușit, e o lentilă macro pentru telefon. O pui pur și simplu peste... Stai să închid ușa, că nu mai tace. Să știți că am închis ușa, dar e posibil ca în continuare să-l mai auziți cucurigând pe afară. Revenind, e o lentilă macro pe care pur și simplu e cu un clips și o pui pe deasupra camerei. Și trecând de faptul că avem trei camere, când faci poză folosești doar una dintre ele și atunci vezi pe care vrei să o folosești și pui lentila asta pe camera respectivă și poți să fotografiezi lucruri foarte mici. Intrați voi pe Instagram sau pe TikTok, pe ambele am pus un mic filmuleț, o mică filmare în care vă arăt ce poze poți să faci cu treaba asta pusă peste camera. Apropo, e luată din Jumbo și cred că e undeva în jur de 5 lei și vine cu lentila asta macro,
cu lentila asta la altă care se șurubează peste cea macro și devine o lentilă wide în cazul în care nu ai o lentilă wide la telefon, că na, nu toate telefonele au wide, ultra wide și ce mai au. Și mai vine când pun ca una fish eye. Nu-mi place fish eye-ul în general, nici măcar nu o țin după mine, că n-are rost. În cea mai mare parte, adică, nu că în cea mai mare parte, de obicei folosesc doar asta macro. Apoi mi-am mai luat recent repiedul ăsta, care vedeți că este destul de mic, cam așa este în comparație cu telefonul. Bineînțeles că se deschide treaba asta, se... și în... ce fac aici? Nu pot cu o singură mână, că sunt incapabilă. În fine, se deschide, spui telefonul acolo, învârți invers practic spre tine. Ai aici și o telecomandă. Trepiedul e de la Huawei, pentru Huawei, dar să știți că telecomanda asta se conectează fără nici cea mai mică problemă și la iPhone și probabil și la oricare alt telefon. E o telecomandă Bluetooth. O poți lua de aici, e cu magnet. Poți pune frumos înapoi când nu ai treabă cu ea, când nu o folosești. Treaba asta e un trepied. Nu știu dacă am menționat asta sau nu. E un trepied, dar de asemenea se și întinde, se face ca un selfie stick. Ta-da! Și spui telefonul în capăt și poți să stai cu treaba asta așa alungită și să o folosești ca pe un trepied, ca să ai telefonul mai la înălțime, dacă nu știu, vrei să-ți faci o poză sau ceva, și din nou cu telecomanda pe care o ascunzi destul de ușor în mână când îți faci o poză, nu se observă dacă ții mâna în șolț, dacă prinzi de o bucată de haină, dacă ții de o geantă, ascunzi și telecomanda și îți faci poză. Cam așa stă telefonul pe trepiedul ăsta. Dacă îl duc puțin mai așa într-o parte, pot să-l întorc și pe verticală pentru ceea ce înseamnă Insta Story, Instagram TV și ce mai există. Chiar și mai chiar toată treaba asta. Poți să vloguiești cu el dacă îl ții așa frumos pe orizontală. Am și pop socketul ăsta care într-o oarecare măsură încurcă, dar mă descurc, nu e stres. Date fiind ustensilele pe care tocmai vi le-am prezentat, apropo, trepiedul a costat 86 de lei, redus de la 129, l-am luat de la Altex, însă să știți că găsiți pe internet chiar și mai ieftine, am văzut că sunt pe neci la 30 și ceva, 40 de lei. Treaba e că am încercat eu să fac la un moment dat o chestie, însă nu a fost foarte stabilă, așa că am zis că le iau pe ăsta. Și chiar e ok, e în regulă. Însă să știți că se găsesc și mai ieftine în cazul în care vă interesează ceva mai ieftin, mai în buget. Deși nici 86 cât am dat pe el nu pot să zic că a fost extraordinar de mult. Atât doar că de bani aia pot să-ți iei un trepied mare, trepied pe bune. No, eu vreau nu să ai un din ăsta așa micuț pentru telefon, că mere fain și la vloguit, dacă vreau să vloguiesc cu telefonul, că ați văzut. Să știți că vlogul de călătorie de la Cluj, cea mai mare parte, gen 80% din vlogul ăla a fost vloguit cu telefonul. La momentul respectiv era destul de proaspăt telefonul și eram așa foarte excited și încântată să-l încerc, să văd cum funcționează, să toate cele. Eram cumva bucuroasă de cameră, că dacă mi-aduce ceva în viața asta bucurie, sunt camerele. Fie că e camera foto, fie că e camera de telefon. Pe mine chestiile astea care includ imagine și posibilitatea de a crea ceva vizual, mă fac așa, mă încântă. Bun. Și atunci am vloguit toată călătoria aia cu telefonul. Deși aveam și camera la mine, am fost cumva mai încântată să testez telefonul. Bun, pornind de la faptul că avem trepied, avem telefonul și avem acea mică lentilă macro, vreau să experimentez cu o chestie. Vreau să testez, să văd dacă un video macro făcut cu telefonul are potențial în a fi acceptat pe site-uri de stoc. Deci asta vreau să fac. Niște chestii macro. Nikonul pe care l-am avut eu acum cât timp a trecut? De când am camera asta?
Camera asta cred că am de anul trecut. Bun. Deci Nikonul pe care l-aveam înainte de camera asta, înainte de îmi vine să-i zic Canon, dar teoretic e Canon, pentru că e brand japonez. Și niciodată nu se auzi pe japonezi că zic la Canon Canon. Americanii zic Canon, dar e Canon. Așa că o să-i zic Canon. Să-mi dați peste gură dacă zic ceva ce nu trebuie. Bun. Înainte de Canonul ăsta M50 aveam Nikon și pe Nikonul ăla aveam niște inele macro. Deci puteai să faci footage, filmare macro, gen așa, la un nivel mai profi prin faptul că aveai inelele respective. E bine, la camera asta nu mai am niciun inel, nimic macro, încât să faci chestii foarte, foarte apropiate. Tot ce am e lentiluța aia micuță pentru telefon și vreau să încerc să fac niște chestii, adică totuși telefonul filmează 4K 60 de frame-uri, ceea ce e extraordinar, e foarte bine și îmi place în mare parte cum arată videoul, mai ales dacă e să ne rezumăm așa niște chestii scurte și micuțe cum sunt, spre exemplu, videourile de stock, care sunt mici, specifice și scurte, gen de câteva secunde. Și tocmai de asta vreau să testez potențialul ăsta, pentru că nu știu de ce, dar în ultimele zile am avut eu așa o mică obsesie pentru chestii macro, foarte apropiate, detalii. Chiar am pus pe canalul în engleză un video filmat cu telefonul. Am încercat eu să fac așa un video cinematic cu telefonul. Am pus lentiluța aia și am filmat niște albinuțe, niște chestii. Chiar am pus și pe Instagramul meu de fotografie o poză cu o albină făcută cu telefonul, cu lentila aia macro și arată atât de bine. Deci e o poză de care sunt foarte încântată pentru că în mod normal n-aș fi făcut poze la albine atât de aproape să mai și iasă așa de fain. Îmi dau seama că am vorbit 4 minute și mai sunt multe lucruri pe care vreau să vi le zic pentru că am multe gânduri. Mai întâi însă o să mergem afară să vedem dacă s-au copt strugurii și o să adunăm câteva chestiuțe pe care le aducem înăuntru să le filmăm. Hai, Cicu! Cicu! Hai, da! Alo, Cici, ce faci tu? Te-am deranjat de la somnicul tău de frumusețe? E bun! Ce ne povestești tu astăzi? Am revenit în casă, am pus mașina la spălat, pe niște haine și o să întind fundalul ăsta aici pe canapia, mi-e prea lene să îl pun altundeva. Am destulă lumină aici și cred că e un loc perfect ca să încercăm să facem acele mici filmări. Momentan am adus în felul următor. Na. Așa, floricele destul de micuțe și o zmeură. Bine, sunt și astea alte care nu s-au copt încă, însă mă gândeam că arată așa simpatic. Deși nu știu cât o se vadă pe macro, pentru că o să fie gen foarte, 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 foarte aproape. Și bineînțeles, fundalul pe care l-am întins frumos aici, punem telefonul pe trepied. Punem lentila și hai să vedem ce iese.
am montat lentila, am pus-o pe camera principală, adică pe camera wide, adică 1X. Și ne vom apropia foarte mult și ia uitați cum se vede. Nici măcar nu trebuie să te stresezi. Și vă dați seama că fără asta nici nu poți să vii așa de aproape, n-ai cum. Pentru că nu focalizează pe ea. Oricât dai tu, nu merge. Ideea ar fi în felul următor. Trebuie să pun așa că dacă așezi trepiedul aici, n-are cum să ajungă la treaba asta să fie atât de aproape, nici dacă vin undeva aici cu ea și așa apropia. Deci nici nu știu cum să fac de altfel. Oare să stau cu telefonul? Nu, nu. Să-mi zică și mie cineva când s-a făcut ora 3 deja. Mă pun să fac ceva de mâncare, că-s moartă de foame, chioră e stomacelul în mine și clar fac salată Caesar. Bine, versiunea mea, adică cu de toate prin ea. Posibil să fiu doar eu, dar nu pot să gătesc cu rupt pe buze, niciodată. Uite ce avem la desert, una pentru mine, una pentru soțul meu și mai am niște rondele din astea de orez, însă sunt cu ciocolată. El a mâncat din astea, eu încă nu am gustat, așa că sunt tare curioasă cum sunt. Ca să pui camera pe trepiedul ăsta, trebuie să răsucești practic toată chestia asta, deci odată ce ai pus camera acolo, nu poți pur și simplu să deschizi treaba aia de baterie. Și să vezi că mi se gata bateria fix după ce am pus camera pe trepied. Și trebuie să o schimb și să dau iar camera jos de pe trepied. Smoothie, banane, căpșuni și sirop de zmeură. E evident următoarea zi, că cine zice că trebuie să termin vlogul în ziua în care îl începi? Sau și dacă e să filmez pe mai multe zile, cine zice că trebuie să stau și să filmez fiecare bucățică din viața mea? Ei bine, eu n-am de gând să fac treaba asta, mai ales că nu consider că viața mea e ceva super interesant încât să am eu tare multe de arătat și chestia asta cu asta mult și a vorbit proastă e un subiect pe care am început de ieri să îl discut așa puțin cu voi, dar nu am mai continuat, v-am mai zis toată chestia asta. Am văzut la un moment dat un video foarte interesant în care cineva povestea despre cum funcționează algoritmul ăsta de pe YouTube. Și în momentul de față, YouTube-ului îi place să stai cât mai mult pe această platformă. Prin urmare, mereu va recomanda clipurile alea lungi de câte o oră, sau mă rog, de peste 40, 30, 40 de minute, astfel încât să știe cumva că omul vine și se uită mai mult. Sau prin faptul că e lung și n-ar putea să gate tot videoul dintr-una, că na, mai ai și alte lucruri de făcut în viața asta decât să stai pe YouTube, vei reveni ca să te uiți în continuare. Deci o chestie din asta care cumva te face să mergi, să stai mai mult acolo, să te uiți mai mult la clipuri, să revii, să toate cele. Deci pe chestia asta funcționează. Atât doar că în cazul meu, nu pot eu să stau și să vorbesc aiurea. Nu că acum n-aș fi făcut treaba asta. Deci smoothie-ul ăsta e foarte bun, dar e foarte rece. Căpșunile au fost înghețate. Am tot zis de-a lungul timpului, o să experimentez treaba asta cu videole lungi. Hai să văd, hai să fac, nu știu, 5 videouri consecutive care să depășească un anumit timp, să văd dacă vor merge lucrurile mai bine, dacă o să se schimbe ceva, dacă habar n-am. Dar vă dați seama că nu pot, că nu-mi vine să stau și să vorbesc ca proasta. Vlogul ăsta probabil o să fie ceva mai lung, tocmai pentru că am încercat să vorbesc mai mult, însă nu cred că va fi o treabă consecutivă, pentru că dacă am ceva de zis, îmi place să o spun simplu și succint, nu să lungesc treburile și să mă pierd în idei. Deci, până la urmă, care e faza cu TikTok-ul? Se mai închide? Nu se mai închide? Se întâmplă ceva? Care e faza cu el? Nu știu. Dar vă dați seama că fix acum, presupunând că în America s-ar desfința sau s-ar interzice TikTok-ul, eu am început să fiu activă acolo exact acum, pe finalul lui. Țin minte, înainte era Snapchat-ul. Din nou, tot așa. Am zis să fiu și eu ca toată lumea cu Snapchat când deja a început să apară Insta Story și toată lumea se transferase pe Insta Story și Snapchat-ul a devenit practic destul de mort. Nu știu. Bun, nu intenționam să mă machiez astăzi,
Nu intenționam să vloguiesc asta, sincer, că după ce am alergat, ce am făcut duș, mi-am făcut smoothie-ul, am zis să stau iară să vorbesc cu camera, să arăt ceva, ce să arăt. Că astăzi am fost, evident, acasă. Nu ieșim prea mult în ultima perioadă, din cauza nebuniei, pandemiei și tot ce este. Sincer, să fiu, mie milă de copiii care o să trebuiască să meargă la școală sau nu știu cum va fi cu toată nebunia asta. Sincer, să fiu, mie milă de toată generația care are treabă cu școala acum. Eu, ca norocul, am terminat școala tot înainte de nebunile astea. Nu m-aș fi gândit că în viața asta o să prind o chestie de genul ăsta. Da, iată că trecem prin astfel de momente și singurele chestii mai grele pentru oamenii ca mine, care, hei, n-au școală, dar au o altă viață, e faptul că anul ăsta n-am avut parte de foarte multe lucruri interesante și, de asemenea, multe din lucrurile pe care mi le-aș fi propus eu să le fac sau că am anulat, pentru că... Deci nu intenționam să mă machez astăzi, pentru că am bete roșii și vreau să-mi las tenul să respire. E perioada aia lunii, deci sunt și mai vizibile și mai ample și mai multe și mai deranjante. Nu că m-ar deranja pe mine într-un mod special, adică mă accept așa cum sunt cu ele. Că le am, că nu le am, că am zile mai bune, că am zile mai proaste, e viața mea. Cui nu-i convine, sincer să fiu, nu-mi pasă, adică nu e ca și cum am nevoie să-i convin altcuiva de viața mea. Aviz haterilor care îmi zic că stau cu buzele țuguiate în videouri. Da, stau cu buzele țuguiate în videouri, dar nu mă plâng, sincer, că nu se uită multă lume la mine sau chestii de genul ăsta. Când m-am plâns eu de treaba asta? Eu chiar mă bucur de oamenii care se uită la mine. Cei care nu se uită, să le fie și lor de bine, sper că duc o viață bună și așa mai departe. Nu sunt eu centrul universului să se uite toată lumea la mine. Bun, nu voiam să mă machiez, voiam să-mi las tenul să respire astăzi, însă există șanse ca diseară să ieșim puțin. Așa că am zis că o să mă rezum la o chestie gen sprâncene și poate ceva la ochi. Bineînțeles, pe buze o să pun un balsam sau ceva, că hei, o să port mască dacă, nu știu, mergem la cumpărături și pe unde mai intrăm. Însă, așa puțin sprâncene, evident, trebuie să-mi fac... Uitați ce sexy sunt sprâncenele mele. Nu mai mergem nicăieri până la urmă, dar am sprâncenele făcute. Arăt semi-uman, oarecum. Apropo, uitați în spate, pe perete, ce fain din coace, de fapt. În oglindă, de fapt. Stai, că e reflexie. Ce frumos se reflectă lumina asta caldă. Ce-mi place lumina becului. Apropo, nu e următoarea zi sau ceva, pur și simplu e a doua cafea. Am fost cam adormită după amiaza asta. Nu prea am avut energie și nici chef de mare lucru. Am așa o stare aiurea zilele astea. Clar, trebuie să ies undeva. Că altfel... Te ziceam de lumina becului. Ce drăguț arată suportul de astea cu lanțuri fix aici, sub lumina becului. Pe cameră poate n-arată chiar așa de fain, dar în realitate sclipește totul foarte simpatic. Revenind la oile noastre, cred că ați mai văzut tricoul ăsta, îl știți. Nici nu știu ce o să zic acum nata mea când o să vadă videoul ăsta, că de la ea îl am. Treaba e că vreau să-i fac o mică modificare. E bine, un tricou, știți și voi cum sunt tricourile de bumbac. Dacă le tai într-o anumită zonă, dacă tragi puțin, se rulează materialul și nu mai trebuie neapărat să-i coși untiv. Pentru că nu e un material pretențios. E bine, asta vreau să fac, să tai puțin din el. Vreau să-l fac crop, de asemenea vreau să... tai puțin din decolteu, că vine destul de sus și prin faptul că acoperă foarte mare parte din zona asta, mă face cumva să par mai mare, oarecum. În fine, vreau să tai frumos zona asta de la decolteu, să-l fac cropped și atunci, cu siguranță, o să ajung să-l port mult mai des, pentru că o să mă simt eu mai bine atunci când îl port și atunci nu o să îl mai evit atât de mult. Pare rău că avem umbre, dar asta e lumina cu care funcționăm în momentul de față și asta e foarte ca cu care vom funcționa în momentul de față. E prea lene să mă duc jos după foarfeca mare. Bun, hai să trecem la decupat. Că nu e chiar așa de mult, însă mai întâi să îl aliniem. O să începem, bineînțeles, cu decuparea lui în lungime. Deci numai eu sunt nebuna aia care se pune să croitorească pe aici cu foarte că din asta. Bravo, Cassandra! Meriți un premiu! Tada! Am ajuns la capăt!
Treaba asta ar merge folosită în alte părți. Și cred că l-am tăiat într-o dungă puțin. Parcă ar merge totuși cu 100 în părți ca să vină strâmt aici. Însă, în rest, e totuși asta un look să-ți vină așa super larg. Dar totuși. Vedeți că până și acum că am tăiat în partea asta, vine destul de sus aici în zona decolteului. Dar apoi mă gândeam că ar fi mers și așa o legătură în mijloc, că tot a rămas extra material. Sunt multe chestii care ar mai merge făcute. Poate să tai și de la mâneci. Pentru seara asta nu mai avem activități în afară de stat la lumina becului. În schimb, mă gândeam să editez vlogul ăsta. Nu aș putea să-l continui mâine pentru că mâine am alte treburi. Plus, am de filmat pentru canalul de YouTube 1001 Cosmetice. Deja că o să mă pun să filmez pentru treaba aia, nu o să mai rămână loc și pentru vlog. Chiar și așa, de multe ori filmez sau, mă rog, mă apuc de filmat vloguri, daily vloguri din astea, așa mai vă arăt ce fac eu în viața mea de zi cu zi și fac diverse. Și pe când se întâmplă lucrurile interesante, fix atunci nu filmez, pentru că sunt prea ocupată și cumva trăiesc momentul ăla, fac lucruri, fac ce fac și nu stau să filmez tot procesul și pe când mă pun să filmez, stau și mă gândesc după aia. Putea e interesant ce arăt eu aici. Eu urmăresc foarte mult content de afară, adică din țară prea puțini oameni urmăresc, în mare parte vlogării mari de la noi. Ori sunt pe partea de divertisment, care nu mă interesează, sincer, pentru că mi se pare aiurea, cel puțin mie nu mi se pare amuzant toate glumițele și prank-urile și chestiile astea, sunt mai mult pentru copii. Și mai sunt ceilalți pe partea de beauty, lifestyle și fashion, care vorbesc foarte mult, foarte mult și arată prea puțin. Și atunci nu-mi place să stau să urmăresc doar cum povestesc. Și mă uit foarte mult la cei de afară și în cea mai mare parte, vloggerii de afară, ăștia care sunt mai mari, au cameramani care îi urmăresc și poate să facă daily vlogurile și toate astea într-un mod mult mai interactiv și mai interesant să te uiți, pentru că nu trebuie ei propriu-zis să care mereu camera după ei, pentru că poți să aibă mereu pe altcineva să o țină pentru ei sau să filmeze anumite lucruri. Și de asemenea mai au anturajul în care persoanele din jurul lor se ocupă cu treaba asta și fac toți așa o chestie așa mai la comun și devine mult mai interesantă și e un alt fel de divertisment dacă e să o luăm așa. Și uneori stau și mă uit la ce fac eu și când se întâmplă ceva mă concentrez foarte mult la ceea ce fac și atunci nu mai stau să prind camera și cumva ratez momentul și odată ce ratez momentul, s-a dus momentul. Și atunci stau și mă gândesc la final. No, ce arăt eu în vlogul ăsta? Dar nu o să mă mai întreb treaba asta, cel puțin nu pentru vlogul ăsta, pentru că vreau totuși să mă pun și să-l editez și să-l postez, că altfel nu mai pun vloguri, că dacă stau de fiecare dată să mă gândesc așa la ele, când le mai postez, când le mai filmez. Așa că hai că mergem, le edităm și vedeți și voi o parte din 2 zile din viața mea.